Conduce și coordonați o comună importantă a județului Vaslui, o comună cu rezonanțe istorice, o comună cu rezonanțe economice și, de ce nu, în mod special, agricole. Pentru că știm că aici a fost un centru, un pol al agriculturii românești altă dată. Comuna este foarte cunoscută, dar admițând că ar mai fi 1, 2, 3 care nu știu despre comuna noastră, vă rog să o prezentați succint în câteva cuvinte. Da, deci comuna Perieni, după, să spun așa, mica reorganizare a unităților administrative teritoriale care au avut loc la nivel național prin înființarea unor noi comune. În 2004, prin reorganizarea comunei Perieni, s-a reînființat comuna Ciocani cu satele componente Ciocani, Crâng, Crâng Nou și Port Pietriș, iar comuna Perieni a rămas comună tot de gradul 2, numai cu satul Perieni. Ce populație locuiește? Deci, după ultimul recensământ, comuna și localitatea Perieni are o populație de 3636 de locuitori și ne întindem pe o suprafață de aproximativ 6500 de hectare, din care intra Vilan în jur de 280 de hectare. Am afirmat eu că este o comună importantă și cunoscută. De ce credeți dumneavoastră că este și importantă și cunoscută? Păi, dacă luăm de-a lungul istoriei, ca să spun așa, sau, deci ca să amintesc că doar descoperirile arheologice din Valea Roșcanilor, deci comuna Perieni este, deci atestă faptul că pe aceste meleaguri au existat urme de conviețuire încă din epoca Paleoliticului, încă din Neolitic, de la, din, și în punctul Valea Babii și din epoca Fierului. Deci, pe teritoriul comunei Perieni au existat urme de viețuire încă din cele mai vechi timpuri. Acum să trecem la, știu, cum mai, sunt mai către către zilele noastre, pentru ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, prin ce este cunoscută comuna Perieni. Când mergi undeva în țară și spui cuvântul Perieni, interlocutorul cu care stai de vorbă îi vin în minte două chestiuni importante. Zice, domnule, la Perieni, unde era stațiunea experimentală pentru combaterea eroziunii solului, sau spun, da, Perieni, acolo de unde este vestita formație de cimpoie. Deci, Perienii poate fi caracterizată scurt, deci prin aceste două, prin acest obiectiv mare sau această unitate, simbol a agriculturii și a cercetării românești, de stațiunea centrală de cercetare și combatere eroziunii solului, acum prin noua denumire Centru de Dezvoltare și Cercetare pentru Combaterea Eroziunii Solului, și să rămână formația de cimpoieri care ne chinuim să o ținem în viață, cum se spune. Domnul Mar, haideți să ne raportăm la agricultură, pentru că, așa cum afirmam anterior, agricultura are vechea de servicii aici și rezultate excepționale. Știm cum a fost. Cum este la ora asta? Referitor la modul de lucru al terenului, poate dumneavoastră ați putut observa acum, poate mai puțin, dar dumneavoastră ați mai fost la noi în comună și ați văzut, la noi în comună nu se pune problema ca terenul să rămână nelucrat. Deci nu avem o palmă de teren nelucrat. Comuna Perieni, în general, este o comună de clăcași, însemnând pământ puțin raportat la populație. Și atunci, dacă privim, eu știu, pe anexele întocmite ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, ne dăm seama foarte ușor că cei care au primit teren ca urmare a aplicării acestor legi, deci terenul cu care aceștia s-au înscris în CAP,
nu depășesc 2-3 hectare. Deci noi, practic, cetățeni cu 7, 8, 10 hectare în cap într-o mână, sub 10. Domnul, din cauza asta, gândiți-vă că dacă un cetățean a primit 2-3 hectare de teren, el la rândul lui, având 2-3 copii, le-a împărțit și el, și atunci așa se și explică că la ora actuală la noi nu avem asociații. Practic s-au chinuit în 20 de ani s-au chinuit câțiva băieți și abia au făcut o arendă de 20-30 de hectare, dar împărțită pe 10-15 locuri. Deci să înțelegem că fiecare mic proprietar de pământ își lucrează singur pământ. Se lucrează singur. Terenul, am spus, nu rămân terenul nelucrate. Sau cetățenii de-a lungul timpului și-au achiziționat tractoare. Deci în clipa de față, numai în satul nostru, în Perieni, avem peste 70 de tractoare, proprietate personale. Deci, vă dați seama, la noi în două săptămâni... Asta e un record, într-adevăr. Deci, 70 de tractoare. În două săptămâni, din momentul în care s-a declanșat campania de primăvară, deja s-a și finalizat. E posibil ca să nu fie probleme, să nu aveți probleme cu legea 18, să nu aveți litigii? Asta este? Ba nu, dar litigii... Privind terenurile au fost peste tot și cred că mai sunt anumite probleme. Eu știu, referitor la reconstituirea drepturilor de dreptului de proprietate în ceea ce privește terenul din Intravilan, când au fost și procese. Dar instanța și-a spus punctul de vedere, iar noi, cei care conducem administrația publică locală, suntem obligați să ducem aceste hotărâri judecătorești la îndeplinire. Chiar dacă partea care a pierdut procesul se consideră nedreptățită. Stadiul de aplicare a legii 165? Comuna Perieni se numără printre cele 22 de comune parcă, care noi am finalizat inventarierea suprafețelor de teren și chiar am început deja continuarea procesului de întocmire a titlurilor de proprietate și a titlurilor mai de proprietate. Mai sunt titluri de atribuit? Da, mai avem în jur de 250 de titluri de proprietate. Urmări, acolo unde este o agricultură performantă, bună, unde oamenii sunt gospodari, sunt și animale domestice, vite. Sunt vite în comuna dumneavoastră? Da, deci acum mai avem, deci știu sigur, în jurul anilor 90, numai în satul Perieni erau în jur de 1000 de capete de bovine, acum mai avem în jur de 600. Da. Sunt unul din jurnaliștii care cunosc realitățile administrației din comuna noastră de mai multă vreme. Am avut bucuria să scriu și să filmez ceea ce fac și astăzi cu bucurie. Și dumneavoastră sunteți la primul mandat de primar, da? Da, deci la primul mandat din a doua serie. Am înțeles. Și știu un... Din a doua serie, adică ați înțeles ce am vrut să spun. Deci primul mandat de primar 2004, a urmat al doilea 2004-2008. Apoi am luat o întrerupere de 4 ani și am revenit din nou la conducerea comunii în 2012. Deci al treilea mandat. Ați găsit o ruptură așa? Ați tot asigurat continuitate în materie de proiecte investiționale. Și chiar v-aș vrea să ne vorbiți despre proiecte, mă rog, finanțate cu banii europeni, cu banii europeni. Deci a fost, eu o consider o ruptură, nu numai pentru activitatea mea, ca și continuitate la conducerea primăriei, dar eu consider prin această întrerupere de 4 ani în comuna Perieni a avut de pierdut. Asta, da. Și să vă dau și câteva exemple. Deci dacă în iunie 2008, atunci când eu am pierdut alegerile, comuna Perieni era beneficiara unui proiect prin măsura 3.2.2, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, de
2,38 milioane de euro, un proiect integrat în care erau cuprinse extinderi la alimentarea cu apă în perie în vale, canalizare și stație de iepurare și plus modernizare, drum 4,4 km, toate investițiile urmând să se realizeze în localitatea Perieni. Ca o paranteză, se pot verifica documentele și raportul de selecție a fostului APDRP, actualmente AFIR, în care prin raportul de selecție din luna aprilie 2008 se vede la poziția 4 este înscrisă comuna Perieni, deci ca și punctaj. Deci finanțarea a fost obținută în luna lui aprilie 2008, când eu eram primarul comunei Perieni. Tot atunci, în iunie 2008, primăria Perieni avea obținută finanțare pentru un program transfrontalier în valoare de 500.000 de euro. Un proiect care cuprindea ce? Care avea ca și obiectiv principal combaterea inundațiilor în caz de situații de urgență. Practic, în cadrul proiectului, pe lângă cursurile de care beneficiau membrii comitetelor locale pentru situații de urgență de aici, din Perieni și din localitatea din Republica Moldova, respectiv Peștelița, din raionul Ștefan Vodă, în localitatea Perieni, au fost realizate șanțuri și podețe, de șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale. Acest proiect transfrontalier, mai amintesc un alt proiectel care a avut ca și linie de finanțare modernizarea în administrația publică locală, prin care comuna Perieni, valoarea proiectului 100.000 de euro, prin care comuna Perieni, prin implementarea acestui proiect, și-a achiziționat o utilitară de stins incendiu. Deci o mașină de pompieri nouă, nouță. Și deci dacă facem un calcul, vedem că valoarea acestor proiecte de care comuna Perieni trebuia să le implementeze și care era munca mea, dacă pot să spun așa, și a echipei cu care am lucrat aici la nivel local, depășea 120 de miliarde de lei vechi. Bun. În fondul de rulment, în documentele contabile, se pot verifica, erau 4 miliarde sau 400 de mii de lei bani care eu îi prevăzusem ca și cofinanțare la anumite proiecte. Și cu această zestre eu am pierdut alegerile, că așa la celelalte alegeri oameni și am plecat. Oamenii au realizat că au pierdut ceva, comunitatea. Și am plecat și am venit din nou în iunie 2012, în care am găsit proiectul integrat la măsura 3.2.2, realizat doar în proporție de 40 până în 50%. Am găsit note de amendare a administrației publice locale, pentru că comuna nu și-a dus la îndeplinire în timp proiectul și atunci am fost nevoiți să plătim penalități de întârziere. Am găsit lucrări refuzate de plată de aproape de 12 miliarde și una peste alta, cu arieratele care mai erau la nivel local, deci se ridică la aproape suma de 18 milioane pe care comuna Perieni era pe minus la data când eu am preluat conducerea acestei comuni. Ceea ce se poate numi o moștenire grea? Nu grea, foarte grea. Da, foarte grea. Chiar au bani, nu bun. Da. Ce am făcut? Normal că am apelat la unele împrumuturi, am apelat la un împrumut ca să putem finaliza implementarea proiectului cu fonduri europene la măsura 3.2.2, pentru că în cazul în care noi nu duceam în termen la bun sfârșit, vă dați seama că ni se alte pierderi mari. Sigur, da, dar erau imputate toate cheltuielile și atunci dacă
trebuia să returnăm 2,38 milioane de euro. E clar că atunci Comuna Pierene ar fi fost falimentară. Am fost nevoiți de am făcut alt împrumut pentru a stinge arieratele, pentru că știți, a fost acea ordonanță 3 prin care eram obligați să reducem arieratele și atunci nu am avut altă posibilitate, dar încet, încet am început să ne revenim, bineînțeles, și cu sprijinul Consiliului Județean, care ne-a mai ajutat și a mai stins o parte din arierate. Dar un împrumut, cum ați convins, un împrumut mare. Cum ați convins? Bine, am girat cu bunurile și cu veniturile proprii, că doar n-aveam altceva de făcut. Dar împrumutul pentru proiectul mare este pe o perioadă lungă, deci de 12 ani, și atunci cred că bugetul o să poată să suporte ratele și dobânda aferentă. De ce considerați că v-au reales oamenilor? De fapt, este o întrebare retorică, cu răspuns inclus. Noi știm, pentru că s-au dat seama că au pierdut un tempo major. Domnule, nu știu dacă... Pentru că vreau să vă spun, deci nu pot să spun că am câștigat cu brio al doilea mandat, acum al treilea mandat, pentru că a fost o diferență mică, ca să spun așa, între procentele mele care le-am avut peste candidatul clasat al doilea. Dar dacă a fost peste 50 plus 1, ca să spun așa, deci, așa cum a spus și dumneavoastră, o parte din oameni și-au dat seama că, într-adevăr, Comuna Pierieni nu a mai avut așa acea ascensiune, mai ales pe accesare de noi fonduri, de investiții majore pentru a-și continua modernizarea propriu-zisă. Cum fundamentați proiectul, domnule? Apelați la firme de specialitate, de consultanță sau aveți o echipă care, cu care lucrați? Nu, deci nu putem să spunem că ne facem singuri proiectele, cu toate că am acumulat așa o experiență de-a lungul timpului, dar deci chiar dacă apelăm la o firmă de consultanță, dar în primul rând știm noi ce să-i cerem. Adică știm finalul și știm chiar el, deci nu facem proiecte numai ca să plătim bani la consultanță. Adică în momentul când am propus realizarea unui proiect, mergem cu gândul de a și câștiga. Și chiar pot să vă dau câteva exemple de-a lungul timpului în care deci sunt proiecte numai depuse de noi, eu știu, supervizate de noi, începând de la scrierea proiectului și până la implementare, și foarte puține am avut cazuri în care noi nu am primit finanțare. Și pot să încep chiar de la proiecte implementate cu fonduri de preaderare, prin care am, la nivelul comunei, s-a construit un centru de zi pentru copii defavorizați, deci efectiv o grădiniță, sigur că da. Apoi un birou informatizat care aici la intrarea în instituție, prin care atunci au fost achiziționate calculatoare pentru toate birourile din primărie. Apoi proiect transfrontalier prin care au fost achiziționate pentru căminul cultural costume populare și instrumente populare pentru un tarap. Apoi am venit cu aceste proiecte majore, cum e ăsta prin finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, alt transfrontalier de care am făcut referire la managementul situațiilor de urgență, modernizarea în administrația publică locală prin care a fost achiziționată acea mașină de pompieri. Acum,
prin un proiect depus la grupul de acțiune locală Valea Tutovei și Zeletinului. Noi, ca și partener în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitare, deci formată din Comuna Perien, Pogana și Ciocan, avem în implementare un proiectel prin care fiecare din cele trei comune vor achiziționa câte un buldo excavator. În cadrul grupului de acțiune Valea Tutovei și Zeletinului, tot prin măsura 3.2.2, am mai depus un proiectel pentru modernizarea iluminatului public stradal și acum, chiar săptămâna trecută, tot în cadrul acestui grup de acțiune local, un alt proiectel în valoare de aproape 58.000 de euro la măsura 3.2.2, din care partea Comunii Perien aproape 20.000 de euro, prin care ne propunem reactivarea formației de cimpuiet prin achiziția de instrumente populare tradiționale, deci de cimpoaie și de costume populare tradiționale. Deci cu finalizarea acestui proiect, consider că la nivelul Comunii Perieni a fost rezolvată pentru totdeauna problema alimentării cu apă. Canalizare? Stație de epurare? Nu. Canalizare și stație de epurare a fost finalizată prin proiectul Mare 3.2.2, deci avem o stație de epurare modernă cu două module a câte 100 de metri cubi în 24 de ore. În momentul de față nu funcționează pentru că suntem în faza strângerii de cereri pentru a putea să avem un minim de 400 de gospodării care pot acoperi cei 40-50 de metri cubi în 24 de ore necesar pentru ca măcar unul din module să poată funcționa. Da, deci am convingerea că în acest an va începe să funcționeze și stația de epurare. Domnul Marce, ce vise are primarul? Că știți, întâi a fost visul, după aceea realizarea lui. Cum vă imaginați comuna peste, la final de mandat și la final de celelalte două mandate care îți doresc? Cât mare până la gradul de a fi comună europeană? Pentru că asfalt aveți, se poate veni pe asfalt, apă există, plasă de purare există, curent electric există. Ar însemna să nu fim, să fim nedrept să spunem că infrastructura rutieră este asigurată 100% la Perien. Nu. Deci, într-adevăr, avem 3,8 km de asfalt, acest drum care leagă reședința noastră de comună cu drumul care merge spre Bârlad. Mai avem 4,4 km asfaltați în cadrul proiectului finanțat cu fonduri FEADER, dar lungimea străzilor și a drumurilor din intraveranul satului Perien e peste 20 de kilometri. Deci încă față de 160 cât au de Cordănii. Deci încă mai avem de lucru. Dar așa cum am spus, problema apei se va rezolva prin terminarea acestui proiect. Canalizare și stații de epurare avem. Școlile arată bine. Mai avem în fază de proiectare acum o grădiniță cu 4 săli de grupă care va fi finanțată prin program guvernamental. Deci și cu acest obiectiv care sperăm să înceapă cel puțin în acest an, problema instituțiilor de școală, deci a școlilor din comuna noastră, va fi asigurată în totalitate. Deci eu ca și deficiență o consider lipsa unui cămin nou, modern. Căminul care îl avem acum are o vechime
destulă, este construită în anul 1956 din furci și vălătuci. Am reușit cât de cât să-l ținem pe picioare, dar nu e un cămin așa cum ne l-am dorit să, noi. Să pentru reprezintă formatul de simbol exact, cel puțin. Așa. Și, așa cum am mai spus, infrastructura rutieră, deci, practic, modernizarea drumurilor. Și atunci, spune, domnule primar, nu știm noi cât de bună sau cât de rea este soluția aceasta de atribuirea banilor de la guvern, pentru că, după unele voci, autoritatea de altfel, se pare că încurajează rezultatele mai puțin bune. Pirienii, cred că stă bine la capitolul taxe și impozite, cu siguranță, pentru că a primit o sumă, mă rog, eu cred că mică, nu? Cum o comentați? Da, în comparație cu alte comune care au depășit 10 miliarde de lei vechi, comuna Pirieni abia este acolo ceva peste 5 miliarde. Sigur, personal m-aș considera nedreptățit. Pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, s-a luat un an de referință, 2013, când eu, atunci, într-adevăr, noi ne-am implicat aici, am făcut toate eforturile să ne crească gradul de colectare, am acoperit, eu știu, o parte din rămășițele care le aveau, deci am reușit și le-am colectat atunci, iar acum, în 2015, eu sunt sigur că nu o să mai am valoarea pe care am încasat-o atunci în 2013, dar ne mai punem baze în sumele care vor mai fi repartizate de către Consiliul Județean și de către Finanțe. Domnul Mara, am putea să vorbim despre toate direcțiile noastre de dezvoltare și de acțiune. Noi știm să vorbim amândoi, nu suntem chiar la primul interviu, dar vă rog pe final, să-mi spuneți dacă aveți cadre didactice navetiste, dacă le reușiți să le plătiți naveta, dacă microbuze școlare sunt suficiente, da? Nu, deci noi avem, într-adevăr, anul ăsta am primit un microbuz școlar care ne satisface în totalitate nevoile privind transportul elevilor la unitățile școlare. În ceea ce privește cadrele didactice, de școala Pirieni are acum numai cadre didactice calificate. Într-adevăr, mai avem și navetiști, dar nu se pune problema transportului la noi la Pirieni. Unitatea de transport care are câștigată licitația la acest traseu acoperă în întregime necesarul cu mijloace de transport pentru a-și onora graficul pe care îl are cuprins în traseul respectiv. Referitor la decontarea navetei, suntem la zi. Deci suntem la zi. Nu am decontat pentru anul ăsta nimic. Abia suntem la început, dar suntem la zi privind decontarea. Bineînțeles, o parte au suportat-o și din bugetul școlii. Acum, pe final de interviu, fac eu așa o glumă, am și cu cine. V-aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare pe care nu v-am pus-o. Mai precis, ce-a trebuit să mai știe lumea aceasta de oriunde, de la București, de la Vaslui, de la Iași, despre comuna Pirieni și despre rezultatele primarului său? Da. Ce aș dori să știe? Deci aș vrea să știe că noi, cei din mediul rural, cei din administrațiile publice locale, numai cu bănuții din bugetul propriu, nu o să reușim să ajungem la un grad de dezvoltare a comunității, așa cum cu ghilimelele de rigoare, s-ar spune comuna noastră să ajungă comună europeană. Deci din această cauză să se facă tot posibilul ca noi cei
din comunitățile rurale să fim sprijiniți în accesarea fondurilor europene. Eu personal îmi pun mari speranțe în nou program național de dezvoltare rurală 2014-2020, iată că deja suntem în 2015, deja a trecut un an din 2014 și nou PNDR încă nu s-a publicat, noile ghiduri. Deci iată că încet, încet timpul se scurge. Deci eu îmi pun mari speranțe în nou program național de dezvoltare rurală și sperăm că cu aceste fonduri comunitățile noastre să facă pași importanți spre dezvoltare. Domnul primar, pe final de interviu, vă rog să adresați câteva cuvinte tuturor locuitorilor din comuna dumneavoastră. Cei care v-au ales, care nu v-au ales, care v-au susținut, toți sunt ai domnului vostru. Acum și sunteți al tuturor. Sigur că da. În primul rând, vreau ca locuitorii comunei Perieni să aibă în continuare încredere în mine. Le mulțumesc celor care sunt alături de mine, celor care m-au votat, celor care nu m-au votat. Îmi doresc din tot sufletul ca până la sfârșitul mandatului să-i fac pe cei care nu m-au votat să le pară rău. Așa și să-mi ating cât mai multe din obiectivele pe care mi le-am propus. Domnul Marco, cu bucuria că ne-am revăzut, că am aflat lucruri noi despre comunitate, despre primărie, despre primar, de ce nu, despre echipa sa. V-am desprezut o șefă al ziarului Meridian de Iași, Vasului și Bacău, vă mulțumesc foarte mult. Echipa mobilă TVV Control de asemenea. Vă dorim succes pe toate semenele domnului vostru de viață și de activitate. Vă mulțumim și vă mai așteptăm în comuna noastră. La revedere!